Dimineață tragică pentru patru polițiști giurgiuveni care se întorceau de la București. Mașina în care se aflau agenții Adrian Boțoroagă, Gogoașă Marian, Viorel Peiu și Cristian Velea s-a izbit de parapetul unei parcări pe DN5 în dreptul localității Uzunu. În urma impactului, trei dintre polițiști au murit pe loc, iar un altul, Cristian Velea, a fost grav rănit. Deși acesta a fost transportat de urgență la spital, eforturile medicilor de a-l salva au fost în zadar, leziunile extrem de grave provocându-i în cele din urmă moartea. Din primele cercetări se pare că șoferul a adormit la volan, însă Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului. Cei patru polițiști giurgiuveni cu vârste cuprinse între 34 și 42 de ani lucrau ca agenți de poliție la secția 14 din cadrul Poliției Capitalei.